Binecuvântat să fie Domnul din veșnicie în veșnicie. Aceasta pentru că s-a gândit în veșnicia trecută la noi și vrea să ne ofere veșnicia viitoare. Numele Lui să fie lăudat. Continuăm astăzi, prin harul Domnului, să învățăm despre Dumnezeu. Despre felul în care El ni s-a prezentat în tematica Domnul Dumnezeu. Suntem la lecția a șaptea, la expresia iartă, din pasajul pe care îl recitesc, Exod, capitolul 34, versetele 6 și 7. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă, fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor, până la al treilea și al patrulea neam. Iertarea este marea favoare acordată de Dumnezeu omenirii păcătoase. Ce har să poți auzi cuvinte, așa cum mi-a spus Natan lui David din partea Domnului, citesc din 2 Samuel, capitolul 12, versetul 13: Domnul îți iartă păcatul. Și întrucât plată păcatul este moartea, când Dumnezeu iartă, a continuat profetul spunând, nu vei muri. David, la rândul lui, scrie despre aceasta în Psalmul 32, citesc versetele 1 și 2. Fericit de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit, fericit de omul care nu-i ține seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Mare fericire. Cea mai mare fericire pentru păcătos. Înseamnă grațiere, înseamnă înlocuirea condamnării la moarte cu harul veșniciei, a vieții veșnice. Și în Psalmul 103 este scris de asemenea, sunt tot cuvintele lui David, versetul 3: El îți iartă toate fără de legile tale. Pentru că dacă s-ar ierta numai 90% și nu se iartă toate, problema nu ar fi rezolvată. Iertarea este oferită de Dumnezeu oamenilor în condițiile caracterului său. Adică El nu iartă doar așa că îi este milă. Vom vedea și în lecțiile viitoare. Dumnezeu iartă în baza unor principii. Iartă așa cum i-a învățat pe oameni de la Adam și până la al doilea Adam, care a fost dat ca jertfă, că plata păcatului este moartea, fără vărsare de sânge nu este iertare. Dar iertarea izvorăște din caracterul lui Dumnezeu, așa cum este scris în cartea profetului Mica, la capitolul 7, versetul 18. Care Dumnezeu este ca tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiții moștenirii tale? El nu-și ține mânia pe vecie, ci îi place îndurarea. Calitățile care le-am studiat până aici, bunătatea, mila, îndurarea, toate acestea îl determină pe Dumnezeu să iartă, evident, în condițiile dreptății sale. Domnul Iisus Hristos spunea o pildă prezentată în Matei, capitolul 18, pildă ca răspuns la o întrebare a apostolului Petru, care a întrebat, scrie în versetul 21, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Și și-a exprimat limitele bunătății lui. A zis, până la 7 ori? Iisus i-a zis, eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Și apoi continuă cuvintele, de aceea, împărăția celor se aseamănă cu un împărat care a vrut să socotească robii săi. E singura pildă care începe cu cuvintele, de aceea. Prin asta înțeleg că cele spuse în pildă sunt legate de discuția, de dialogul acesta. Aici, păcatul este comparat cu o datorie și pentru că omul n-avea cu ce să plătească datoria, era imensă, scrie în 26, s-a aruncat la pământ, s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și iarta datoria. Este foarte evident că stăpânul de aici nu este altul decât Domnul, cel care poate să ierte în chip desăvârșit toată datoria. Asta
în virtutea felului său de a fi, slăvit să fie Domnul. Prezint în continuare, așa ca și la celelalte lecții, întâi afirmații ale Domnului, apoi exemple biblice și, într-o a treia parte, aplicații ale iertării. În primul rând, este afirmația ce am citat-o deja din Exod 34, unde Dumnezeu a spus despre sine că iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Dar sunt și alte referințe, între care mă opresc la ce este scris în Ieremia, capitolul 3, versetul 22, capitolul în care Israel era chemat înapoi și Domnul îi făgăduia iertare. Întoarceți-vă, copii răzvrătiți, și vă voi ierta, abatele. Iată-ne, venim la tine, că tu ești Domnul Dumnezeul nostru. Așa să facem și noi, pentru că Dumnezeu este Cel ce ne cheamă să ne ierte, cum zice în Isaia capitolul 1, veniți totuși să ne judecăm. Și judecata a făcut-o în faza actuală, în favoarea noastră. Iată și afirmații ale sfinților, al celor ce l-au cunoscut pe Dumnezeu, care au văzut că Dumnezeu ceea ce zice face, adică felul în care El a promis că procedează, așa se întâmplă pe teren. A spus Moise atunci când a mijlocit, citesc din Cartea Numeri de la capitolul 14, după păcătuirea întregului popor, când El a stat înaintea Domnului în rolul Său binecuvântat de mijlocitor, a folosit cuvinte din spusele lui Dumnezeu. I-a venit în întâmpinare în cele de mijlocire, tocmai cu cele afirmate de Dumnezeu despre sine. Citesc Numeri 14, versetul 18. Domnul este încet la mânie și bogat în bunătate. Iartă fără de lege și răzvrătirea, dar nu ține pe cel vinovat, trebuie nevinovat și pedepsește fără de lege părinților copii până la treia și al patrulea neam. Iartă, dar fără de lege poporul acestuia, după mărimea îndurării tale, cum a iertat poporul acestuia din Egipt până aici. Și Domnul a zis, iert cum ai cerut. Pentru că Dumnezeu ceea ce a spus face, iartă. Iată și alte declarații despre dimensiunea iertării, despre felul în care oamenii l-au perceput pe Dumnezeu și au văzut că iartă. Citesc Psalmul 78, versetul 38, unde este scris despre istoria evreilor, pentru că nu odată a fost nevoit Dumnezeu să ierte. Totuși în îndurarea lui El iartă nelegiuirea și nu nimicește. Își oprește de multe ori mânia și nu dă drumul întregii lui urgii. Și tot din Psalm 86 cu 5, căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Și la 130 este ceva asemănător. Versetul 3 și 4. Dacă ai păstrat, Doamne, aducerea mintea nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Dar la Tine este iertare ca să fii de temut. Și încă un citat din Neemia, capitolul 9, versetul 17, tot despre istoria evreilor, pentru că aici avem exemplificat cel mai bine acest atribut al Domnului. Ei n-au vrut să asculte, ci au dat uitării minunile pe care le făcuse pentru ei și au înțepenit grumazul și răzvrătirea lor și-au pus o căpetenie ca să se întoarcă în robia lor. Dar Tu ești un Dumnezeu gata să ierți, îndurător și milostiv, încet la mânie și bogat în bunătate. Deci iată că aproape în toate aceste versete se găsesc la pachet acele calități ale Domnului așa cum le-a prezentat El
în Exod 34 cu 6 și 7. Așa este el și sfinții săi așa îl cred, așa să-l credem și noi pe Dumnezeu. Că în bunătatea lui, în îndurarea, în mila, în toate harurile sale, în dragostea sa, este gata să ierte. Să luăm acum exemple biblice. Primul exemplu, iertarea prin mijlocirea lui Moise. Cartea Exodul, capitolul 32, începem cu versetul 30. Aceasta s-a petrecut după ce ei și-au făcut acel idol, vițelul de aur. Mânia Domnului s-a stârnit, Moise a coborât în tabără cu Iosua și Domnul voia să-i nimicească. Dar, scrie aici, a doua zi, Moise a zis poporului, a făcut un păcat foarte mare. Acum mă sui la Domnul, poate că voi căpăta iertare pentru păcatul vostru. Moise s-a întors la Domnul și a zis, ah, poporul acesta a făcut un păcat foarte mare și a făcut un Dumnezeu de aur. Iartă-le acum păcatul, dacă nu atunci șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o. Domnul a zis lui Moise, pe cel ce a păcătuit împotriva mea, pe cel le voi șterge din cartea mea. Du-te dar și după poporul acesta unde ți-am spus, iată îngerul meu va merge înaintea ta, dar în ziua răzbunării mele îi voi pedepsi pentru păcatul lor. Domnul a lovit cu urgie poporul pentru că a făcut vițelul făurit de Aron, dar s-a îndurat și a iertat în sensul că nu a nimicit tot poporul și să facă din Moise un alt popor, să-l facă pe el strămoșul unui neam mare. A iertat în condițiile caracterului său. Tot despre mijlocirea lui Moise, citim și în capitolul 34, versetele 8 și 9, exact versete după cele în care Dumnezeu s-a prezentat pe sine. Îndată Moise a plecat, până la pământ s-a închinat, el a zis, Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea ta, te rog să mergi în mijlocul nostru, Doamne. Poporul acesta este în adevăr un popor încăpățânat, dar iartă-ne fără de legile și păcatele noastre și ia-ne în stăpânirea ta. Mijlocirile lui Moise de cucer de iertare sunt menționate și în cartea Deuteronom, la capitolul 9 și în textul din Numeri, de unde am amintit adineauri. El a apelat la Dumnezeu cu cerere de iertare și Dumnezeu a dovedit că așa este cum a zis despre sine, iartă. Noi toți suntem niște oameni iertați și dacă cineva nu e iertat, să se îndure bunul Dumnezeu, să ceară iertare și noi să cerem iertare pentru ceilalți, ca să beneficieze de fericirea asta de care spunea David că oare omul care este iertat. Alt exemplu, rugăciunea lui Solomon de la inaugurarea templului de la Ierusalim. Aici avem harul și necesitatea iertării scoase în evidență în mod repetat de rege în rugăciunea sa. Citim selectiv câteva versete, 1 Regi, capitolul 8, începem cu versetul 30. Binevoiește și ascultă cererea robului tău și a poporului tău Israel când se vor ruga în locul acesta. Ascultă-i din locul locuinței tale din cerul, ascultă-i și iartă-i. 34. Pentru o altă împrejurare, ascultă-i din cerul, iartă păcatul poporului tău Israel și întoarce-i în țara pe care le-a dat-o părinților lor. Pentru o altă situație, versetul 36. Ascultă-i din cerul, iartă păcatul robilor tăi și al poporului tău Israel, învață-i calea cea bună pe care trebuie să umble și să trimiți ploaie pe pământul pe care le-a dat ca moștenire poporului tău. Mai apar mențiuni și în versetele 39 și în 50, în care pentru diferite situații pe care Solomon le prevedea ca posibile, potențiale stări de păcătuire, cerea în avans chiar iertare. Evident, la gândul că cei în cauză, după comiterea păcatului, și ei vor cere iertare, pentru că așa este indicat persoana în cauză și alți mijlocitori, toți să vină cu cerere de iertare ca să îl motivăm din plin pe Dumnezeu
să se îndure și să ierte. Citim tot despre Solomon în privința iertării în cartea a doua a Cronicilor, la capitolul 7, unde avem de la versetul 12 cuvintele Domnului referitor la cererea lui, ca răspuns la cererea de iertare. Domnul s-a arătat lui Solomon noaptea și a zis: îți ascult rugăciunea și aleg locul acesta drept casă unde va trebui să mi se aducă jertfe. Când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustrilor să mănânce țara, când voi trimite ciuma în poporul meu, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va roga și va căuta fața mea și se va bate la căile lui rele, îi voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Ochii mei vor fi deschiși de acum și urechile mele vor fi curarea mintea rugăciunea făcută în locul acesta. Deci iată că Dumnezeu a asigurat încă o dată poporul de harul iertării. Alt exemplu, David, omul care a fost iertat. Vreau să-l amintim ca omul plăcut Domnului, care neveghind a ajuns să păcătuiască și nu odată. A păcătuit mai grav, a fost un complex de păcate cu Batșeba, dar a păcătuit și cu numărătoarea poporului. De la el învățăm penitența. De asemenea, învățăm felul în care Dumnezeu iartă cu aplicarea anumitor pedepse. Ca nu cumva cineva în mod simplist să facă o cerere de iertare de două rânduri, zis așa, și să creadă că Dumnezeu nu are decât să semneze într-una, fără să bage de seamă ce atitudine are cel ce cere iertarea, care a fost gravitatea păcatului, dacă va aplica sau nu anumite pedepse cu scop corectiv, cu scop pedagogic, așa cum scrie foarte clar în Evrei capitolul 12, și fără să observe Dumnezeu dacă este recidivă sau nu. Deci să fim atenți și să nu abuzăm de bunătatea Domnului, că oricum nu se va lăsa Dumnezeu silit de noi. Își va respecta principiile. Când a păcătuit cu ocazia numărătorii, este scris în cartea a doua lui Samuel, capitolul 24, versetul 10, că David a zis: am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acesta. Acum, Doamne, binevoiește și iartă nelegiuirea robului Tău, căci am lucrat în totul ca un nebun. Domnul l-a iertat. Și David a înțeles și de aici și din alte situații, așa cum scrie în Psalmul 25, că poate veni la Domnul, cum putem îndrăzni și noi la scaunul îndurării, scrie în Psalmul 25, versetul 11, sunt tot cuvintele lui David: pentru numele Tău, Doamne, iartă-mi fără de legea că mare este. Și 18, uite-te la ticălușia și truda mea și iartă-mi toate păcatele mele. Iar în Psalmul 32 scria el, citesc de la versetul 3, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Atunci ți-am mărturisit păcatul și nu mi-am ascuns fără de lege. Am zis: îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și Tu ai iertat vina păcatului meu. Dar, așa cum mi-a spus Nathan, au rămas anumite pedepse. Pentru că în Psalmul 38 sunt tot cuvintele lui David, scria el de la versetul 2, că săgețile tale s-au înfipt în mine și mâna ta apasă asupra mea. N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea din pricina mâniei tale, nu mai este nicio blagă în oasele mele, în urma păcatului meu. Căci fără de legele mele se ridică deasupra capului meu ca o povară grea, sunt prea grele pentru mine, ranele mele miroase greu și sunt pline de coptură în urma nebuniei mele. Sunt fără putere, zdrobit cu desăvârșire, tulburarea inimii mele mă face să gem. Iată că a avut suferințe sufletești, suferințe fizice, a fost pedepsit la nivelul casei lui, la nivelul întregii națiuni s-au văzut efectele pedepsilor lui, dar harul mare a fost că a fost iertat.
s-a pocăit cu adevărat, a cerut iertare într-un mod corect, așa cum scrie în Psalmul 51, că a conștientizat din plin păcatul, l-a păsat, știa că este înaintea lui și înaintea Domnului, a conștientizat că Dumnezeu nu poate fi îndublecat să ierte prin jertfe, fără o stare de pocăință necesară. De aceea scrie în versetul 17, jertfele plăcute de Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Eu cred că atunci când ne cerem de iertare Domnului, trebuie să fim ca ninivenii, să ne piară pofta de mâncare. E un post al pocăinței, al smeririi. În ziua când se făcea iertarea în țară, ziua a 10-a lunii a 7-a, ziua ispășirii, poporul trebuia să fie într-o smerire profundă, era singura zi de post poruncită de Domnul. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fie singura. Noi când venim în iertare, trebuie să ne prăbușim, conștientizând că mânia Dumnezeu planează asupra noastră, dar Dumnezeu în bunătatea Lui poate să se îndure. Aș mai aminti la exemple biblice că iertarea poate să fie oferită de Dumnezeu într-un mod parțial, temporar, prin mijlocire, dar ea nu se definitivează dacă persoana în cauză nu se pocăiește cu adevărat. Despre Avram este scris în Genesa 18, de la 23 și nu numai, sunt mai multe versete acolo, că a cerut Domnului să se îndure de localitățile Sodoma, Gomora și celelalte și a motivat că poate vor fi acolo câțiva oameni. Și Domnul a spus că poate să ierte cetatea, scrie versetul 26, din pricina unora, dar asta nu însemna că le ierta păcatele, ci că doar suspenda pedeapsa aceea, cel puțin pentru momentul acela. Sau mai scrie în Ieremia 5:1, a zis Domnul, pentru un om pot ierta Ierusalimul, dar asta nu însemna că ar fi beneficiat de iertare deplină. Cum și mijlocirea lui Moise, de altfel, pentru evrei, a dus la îndurarea Domnului pe moment, dar în timp și-au primit fiecare porția lor de vină sub formă de pedeapsă. Pentru că sfințenia lui Dumnezeu nu poate fi anulată. Mă opresc aici cu aceste exemple, trec la câteva aplicații, poate mai degrabă sunt niște principii de care trebuie să ținem cont. 1. Este un har să putem apela la iertarea Domnului, dar așa cum spuneam, ea trebuie să fie însoțită de acceptarea pedepsei, de corectarea stărilor rele, să fie pe fond de smerire și pocăință statornică. Acestea toate trebuie să formeze un întreg din partea noastră, cum iertarea face parte dintr-un întreg al Domnului, cu amestecul de milă, de îndurare, de dreptate, toate la un loc. Numai astfel, întâlnindu-se din partea Domnului și din partea noastră, putem să beneficiem de o iertare definitivă. În cartea Deuteronom, la capitolul 13, versetul 17, este scris, nimic din ce va fi blestemat ca să fie nimicit cu desăvârșire, să nu se lipească de mâna ta, pentru ca Domnul să se întoarcă din înălțimea mâniei Lui, să se îndure de tine, să te ierte, să te mulțească, după cum a jurat lucrul acesta părinților tăi. Deci, făgăduința iertării neînsoțită de aceste stări de pocăință, angajamente sfinte, nu se duce la bun sfârșit. Citim și în Psalmul 79, versetele 8 și 9, tot referitor la iertare. Nu-ți mai aduce aminte de nevierea strămoșilor noștri, ci să ne iese de grabă înainte în durările tale, că suntem norociți de tot. Ajută-ne, Dumnezeu, mântuirile noastre, pentru slava numelui Tău. Izbăvește-ne și iartă-ne păcatele pentru numele Tău. Aici este o idee importantă, cum că Domnul iartă pentru numele Său, pentru ceea ce este El. Niciodată Domnul nu iartă pentru ceea ce suntem noi. Nu
modul nostru de a ne pocăi sau alte daruri ale noastre ar fi suficiente să cântărească motivația iertării. Iertarea pornește din caracterul lui Dumnezeu. În Ieremia, capitolul 36, versetul 3, este scris tot despre iertare astfel. Poate că dacă va auzi casa lui Iuda torul pe care am de gând să-l fac, se vor întoarce fiecare de la calea lor cerea și le voi ierta astfel nelegirea și păcatul. Deci Dumnezeu a trimis anumite avertizări, a anunțat sentința ca și la Ninive altă dată. Și asta ar fi trebuit să faciliteze procesul pocăinței, a cererii de iertare în mintea, în viața lor. Deci Dumnezeu vrea să ne ierte, dar trebuie să îndeplinim condițiile iertării. Citeți și în Osea, capitolul 14, versetul 2, unde este scris: aduceți cu voi cuvinte de căință și întoarceți-vă la Domnul, spuneți-i, iartă toate nelegiuirile, primește-ne cu bunăvoință și îți vom aduce în loc de taur lauda buzelor noastre. Adică să fie recunoscătut Dumnezeu pentru harul iertării. Și un alt cuvânt bogat în privința aceasta este cel din 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Îmi amintesc de cazul unei tinere care a vrut să se mărturisească și înainte și-a schițat pe o foaie, ca să nu uite, a menționat așa cu liniuță păcatele, dar în timp ce în minte Duhul Sfânt o conștientiza de alte și alte păcate, de toate stările ei vinovate, ea s-a îngrozit și a început să plângă, s-a văzut murdară și imagina că Domnul o privește. Și atunci a sunat pe un frate care, văzând-o zbuciumată, a întrebat ce se întâmplă și a zis: sunt enorm de păcătoasă. Și fratele a recomandat să citească acest verset. Și povestea mea apoi, am auzit-o eu personal, că în timp ce îl citea, a simțit că o apă curată trece peste ea și prin ea și este curățată. Da, cu adevărat, sângele Domnului are putere de iertare. De fapt, iertarea pe care o acordă Dumnezeu, o acordă în baza jertfei Domnului Iisus, în baza lucrării de substituire, de ispășire, cu tot contextul regenerării și a tot ceea ce vrea Dumnezeu să lucreze în lucrarea mântuirii până la glorificare. Binecuvântat să fie numele Domnului. O a doua aplicație sau un al doilea principiu: conștiința iertării acordate de Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus, acceptată prin botez, oferă o nouă stare, un nou statut omului. Cred că este binevenit să afirm aceasta pentru că am întâlnit adesea oameni care nu se simt iertați și pe care diavolul îi acuză în mod repetat cu vechilor păcate. Unii se mărturisesc de N ori, la gândul că remărturisindu-și păcatele nu se vor mai simți împovărați. Nu mărturisirea repetată rezolvă problemele, ci, așa cum am spus, dacă avem o stare de pocăință și am fost botezați, pentru că botezul este simbolul îngropării, îngroparea este dovada morții probate, iar moartea, în cazul nostru, ca urmare a vinovăției, este o conștiință că trebuia să murim. Ori în starea asta urmează nașterea din nou și un nou statut înaintea Domnului. Despre asta avem scris pe larg în Roman, la capitolul 6, nota apostolul de la versetul 3, următoarele: nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El. Pentru că, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă.
În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului, că cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Acum, dacă a murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, pentru că știm că Hristos nu învia din morți, nu mai moare, moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. Și așa am beneficiat noi de harul acesta binecuvântat. Am reținut într-o predică a fratelui Vrumbrand o imaginație interesantă care are bază scripturală, că un om a ajuns la Domnul și se temea că nu va fi mântuit. Și un oficiant de acolo, să spunem un înger, i-a spus că poate să intre în bucuria stăpânului, cum e scris, și l-a zis, da, dosarul meu este unul ca păcătos. Nu, nu figurează ca păcătos, a fost iertat. Și omul zice, uită-te bine, nu cumva mai târziu să se găsească în arhive și să fiu dat afară. Și îngerul spune, nu figurați ca păcătos. Și omul spune, ba da, mi-amintesc eu, vă și spun, atunci și atunci. Și îngerul întreabă, dar când v-ați botezat? Erau anterioare și spune, de ce mai vorbești, că astea nu mai figurează. Astea au fost distruse, dosarele au fost aruncate. Da, mare har mi s-a dat și un nou statut am dobândit-o. Așa cum este scris la Coloseni, la capitolul 1, și poate nu conștientizăm suficient ca să lăudăm pe Domnul mai mult, mai des, Coloseni 1 cu 13 și 14. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Binecuvântat să fie Domnul care ne-a iertat. Aceasta este învățătura Noului Testament, începând din ziua cincizecimii, așa cum predica Petru în Fapte 2 cu 38. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Așa a fost acolo, așa a fost în casa lui Corneliu, care, deși era un om neprihănit, am putea spune, în raport cu alți oameni, dar înaintea lui Dumnezeu, tot cu siguranță avea și el ceva păcat în scripte lui și ori avea debit în cărți de la părinți. S-a născut cu o natură păcătoasă, dar scrie în Fapte 10 cu 42, Iisus ne-a poruncit să provenim rodul că a fost, să mărturisim că el a fost rânduit de Dumnezeu și de cătorul celor vii și a celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Și când au auzit cei de acolo aceste cuvinte, au fost curățați, așa cum spune mai târziu Petru în Fapte 15, și odată inima curățată a putut să primească Duhul Sfânt devenind temple ale lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului pentru toți în viața cărora s-a realizat deja această stare de iertare și s-a primit un nou statut. După ce am fost iertați, o aplicație importantă, conștiența iertării obligă, eu am pus cu ghilimele, la iertarea tuturor greșiților noștri. În ce sens obligă? Rezultă foarte clar din pilda aceea din Matei capitolul 18, când un datornic a fost iertat de 10.000 de galbeni, sunt miliarde de dolari acolo. Și el n-a putut să-și ierte un tovarăș de slujbă de infima sumă în raport cu cea anterioară de 100 de lei. Și pentru că nu a avut milă cum a avut milă stăpânul de el, i s-a reîncărcat tot debitul și a ajuns în fond să facă închisoare pentru 100 de lei. După ce a scăpat să nu facă închisoare el și toată casa lui și să ajungă rob pentru suma aceea imensă. Iată de ce Domnul, atunci când ne-a învățat rugăciunea Tatăl nostru, ne-a angajat, ne-a determinat de iertarea greșelilor celor din jurul nostru. După cum este scris Matei 6 cu 12, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri.
și nu merge, cum spunea cineva, așa mai subtil, mai încet, să nu se bage de seamă și ne iartă, Doamne, precum ar trebui să iertăm. Asta nu funcționează. Este o iluzie. Și ca să fie foarte clar, Domnul a explicat și Matei a notat, scrie în versetele următoare, rugăciunii Tatăl nostru după Amin, dacă iertați oamenilor greșelile voastre, greșelile lor, și Tatăl vostru, Cel Ceresc, va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu va ierta greșelile voastre. Foarte categorică exprimarea Domnului aici. Așadar, să nu uităm că fără acordarea iertării, nu că merită sau nu merită cineva, ci conștienți că am fost iertați, noi nu putem să fim mântuiți. În Efeseni, capitolul 4, versetul 32, este scris: dimpotrivă fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Și în Coloseni, capitolul 3, versetul 13, este scris foarte categoric: îngăduiți-vă unii pe alții, să zicem așa, pentru lucruri mărunte. Și dacă unul are pricină, deci este o motivație mai serioasă să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Și singura motivație și suficientă, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dacă marea iertare, să o numim așa, n-are valoare pentru noi, atunci orice alte motivații sunt prea mici, chiar dacă le-am cumulat pe toate. De aceea, când Apostolul Pavel îi cere lui Filimon să ierte pe Onisim, apelează la acest principiu și scrie în epistola ce i-a adresat-o, citesc versetul 18, dacă ți-a adus vreo vătămare sau osesc dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Eu, Pavel, voi plăti, scriu cu mâna mea, ca să nu zic că tu însuși te datorezi mie. Adică, dacă tu îți amintești de datoria lui, mă faci să-ți amintesc eu de a ta. Ori, în raport cu Dumnezeu, asta ar fi tare neînțelept. Potrivit Deuteronom 15, principiul iertării la 7 ani, și versiunii Tatăl nostru din Luca 11, versetul 4, iertarea acordată semnilor noștri trebuie să cuprindă uneori, zic uneori, pentru că nu cumva să dau un dever de cerșetorilor și celor ce se împrumut în mod hazardat, dar, repet, cu respectarea principiilor din Deuteronom 15, acolo unde scrie să ajuți pe aproapele tău să facă față nevoilor minimale, existențiale, de moment, iertarea asta presupune și iertarea unor datorii, o anumită grațiere. Un alt principiu, o altă aplicație. În baza harului iertării, noi putem să valorificăm posibilitatea mijlocirii. Și asta nu-i lucru puțin. Trăim într-o vreme în care este nevoie de mijlocitori care să înțeleagă cum funcționează mijlocirea și din dragoste pentru cei păcătoși să mijlocească, să intervină cu milă, implorând mila divină. În Cartea 2 Cronici, capitolul 30, avem scris despre împăratul Ezechia, care la un moment dat a intervenit la Dumnezeu în mijlocire să ierte fără respectarea principiilor de curăție ale legii. Asta nu a făcut-o din avans sau din nebăgare de seamă, nu mai era timp. Scrie aici, în 2 Cronici 30, de la versetul 8, se zice că o mare parte din popor nu se curățiseră și au mâncat paștele după cele scrise, dar Ezechia s-a rugat pentru ei zicând: Domnul care este bun să ierte pe toți cei ce și-au pus inima să caute pe Domnul Dumnezeu părinților lor, măcar că nu au făcut sfânta curățire. Un astfel de exemplu potrivește bine la cină, când
Nu mai este timp suficient de prea multe dezbateri și așa să se facă o iertare la rece și în timp. Trebuie să ne rugăm scurt atunci pentru popor și dacă poporul se hotărăște într-o pocăință sinceră, Domnul se îndură, cum scrie în versetul 27, preoții și leviții s-au sculat, au binecuvântat poporul, glasul lor a fost auzit și rugăciunea lor a ajuns până la cerul, până la locuința sfântă a Domnului. S-au scrie versetul 20, Domnul a ascultat pe Ezechia și a iertat poporul. Foarte important. Daniel, în capitolul 9, se înscrie și el cu o bogată mijlocire. Foarte important ce motive aduce. Mai întâi recunoaște așa pe toate părțile păcatul, se include și el în rândul celor ce au păcătuit. Și apoi trece la mijlocirea propriu-zisă. Citesc de la versetul 17, ascultă dar acum Dumnezeul nostru rugăciunea și cerurile robului tău și pentru dragostea Domnului fă să strălucească fața ta peste sfântul locaș pustit. Pleacă urechea Dumnezeule și ascultă, deschide ochii și privește la dărâmăturile acestea și la cetatea peste care este chemat numele tău, căci nu pentru neprihănirea noastră ducem noi cerurile noastre, ci pentru îndurările tale cele mari. Ascultă, Doamne, iartă, Doamne, ia aminte, Doamne, lucrează și nu zăbovi din dragoste pentru tine, Dumnezeul meu, căci numele Tău este chemat peste cetatea Ta și peste poporul Tău. Și Dumnezeu l-a ascultat. Putem să menționăm aici și ce descrie în Iacov, capitolul 5, versetul 15, că uneori mijlocirea trebuie să fie însoțită de un anumit efort în a ajuta acea persoană, în a o îndruma ca să se întoarcă, scrie în Iacov 5 cu 19 și 20, fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de rătăcirea căii lui, va mânti un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Ori nu-mi imaginez că cineva se luptă pentru un suflet cu îndemnuri, cu un cadru potrivit să poate fi recuperat, se întoarcă la adunare și nu mijlocește pentru el. Toate trebuie să se regăsească în acest scop. Și un ultim aspect, o ultimă aplicație, nu toate, nu orice păcat se poate ierta. Păcatele cu voia nu se mai iartă. Așa s-a spus încă din Vechiul Testament, citesc din cartea Numeri, din capitolul 15, versetul 30. Dar dacă cineva fie băștinaș, fie străin, păcătuiește cu voie, hulește pe Domnul, acela va fi nimicit din mijlocul poporului său. Și în Evrei, capitolul 10, de la versetul 26, este scris, făcând legătură cu ceea ce a fost în Vechiul Testament, căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va misti pe cei răzvrătiți. Un astfel de om va avea o aspră pedeapsă, scrie versetul 29, căci și-a călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, a pângărit sângele legământului și a batjocorit pe Duhul Harului. În condiția asta se ajunge când cineva în mod deliberat, pe o perioadă de timp, când Dumnezeu îi îngăduie încă har, el se împotrivește, se răzvrătește și, cum scrie și în Evrei 6, după aceea nu mai poate fi adus la pocăință. Duhul Sfânt nu mai lucrează în noirea în viața lui. Ar însemna să mai fie încă o jertfă adusă pentru păcat, să fie răstignit Domnul a doua oară, ceea ce evident că nu se poate. Asta e hula împotriva Duhului Sfânt, când îți bați joc de harul iertării și de tot complexul și contextul mântuirii prin care Dumnezeu investește cu cele cerești și adesea cu mijlocirile și cele pământești pentru salvarea unui suflet. Când cineva în mod repetat se împotrivește, poate să ajungă în faza, cum scrie în Evrei 6, versetul 8, despre un câmp care cu toată truda agricultorului nu aduce decât spini, este blestemat și sfârșește prin a se pune focul. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Încheiem cu două afirmații. Domnul este un Dumnezeu iertător.
pentru cine vrea să renunțe definitiv la păcat. Repet, pentru cine vrea să renunțe definitiv la păcat. Căci dacă nu renunță, Dumnezeu nu-l poate mântui, fiindcă scrie în cartea profetului Isaia, capitolul 26, versetul 10, dacă ierți pe cel rău, el totuși nu învață neprihănirea, se dă la rău în țara în care domnește neprihănirea și nu caută la măreția Domnului. Dacă cineva nu se pocăiește, el nu s-ar pocăi nici în rai. Cum a spus Avram către Boga, dacă n-ascultă de Moise și de proroci, nici în alte condiții nu ar fi altfel. Domnul nu obosește iertând, dar nu obosește iertând în condiția că omul vrea să nu mai păcătuiască, așa cum scrie și în Isaia 55, să se lase cel rău de calea lui. În condiția aceasta, Domnul nu obosește iertând. Domnul n-a osândit femeia prinsă în prea corvie, scrie în Ioan 8:11, dar i-a zis, du-te și să nu mai păcătuiești. A doua idee, iertarea desăvârșită este un act al naturii și voii lui Dumnezeu. Și se dovedește, se manifestă prin iubire, ceea ce face posibilă conviețuirea fericită împreună a părților aflate în conflict. Adică Dumnezeu nu doar că iartă și ține minte și păstrează distanță, cum mai fac oamenii, Dumnezeu iartă și inundă cu iubire de nici nu se mai vede unde a fost păcatul. Iubirea ulterioară este dovada iertării anterioare. Fără de aceasta, nu se poate de altfel obține nici iertarea. Pentru că scrie în Ioan 3:16, acel verset de aur al Bibliei, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, din iubire a pornit procesul iertării. Și de asemenea spunea Domnul despre femeia aceea păcătoasă, dar este un principiu general, Luca 7:47, că celui ce îi se iartă mult, iubește mult. Deci, nu se poate altfel. Iar cina Domnului este simbolul cauzei și al efectelor iertării divine. Domnul s-a servit pe sine pentru noi și apoi ne va servi la masa sa, chiar el. Este de o importanță covârșitoare să înțelegem iertarea, să putem avea parte de ea, s-o dăruim și apoi drept dovadă că este desăvârșită, izvorâtă din Dumnezeul care iubește, ne conduce și pe noi la iubire. Doamne, ajută-ne! Amin.